Da, bună ziua! Precizare pentru neștiutorii aroganți care se află în incapacitatea de a-și controla impulsul de a contrazice sau corecta. În acest clip voi face referire la poliție prin termenul miliție, pentru că în perioada în care a avut loc crima prezentată în clip, poliția se numea miliție. Sper că este clar pentru toată lumea. Bun, începem. O crimă petrecută în urmă cu mai bine de 40 de ani la marginea unui cartier din Galați cu nume de erou comunist a dat o nouă identitate zonei care până atunci ținea vie memoria unui cârciumar priceput, pe nume Icefrimu. Autoritățile comuniste au interzis orice detaliu legat de incidentul extrem de violent. Nu departe de sensul giratoriu cunoscut gălățenilor sub denumirea de la General, înainte de intrarea în recesiune a combinatului siderurgic, acolo era una dintre cele mai aglomerate intersecții din România. Deci acolo se află o zonă cu o denumire bizară. Două babe. De unde provine această denumire? Dimineața zilei de 28 mai 1980. Pe strada Gladiolelor din Galați, actuală Călugăreni, s-a comis un dublu omor cu aspecte sadice crâncene. Atenție, apropo, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Citez. Mi se ridică părul pe mine când îmi amintesc ce am văzut în dimineața aceea. Erau niște scene de-a dreptul demonice. Își amintește Marin Grigoriu, pe atunci în vârstă de 24 de ani, nepotul victimelor și cel care a găsit cadavrele și a anunțat poliția. Cazul a fost anchetat de colonelul Dumitru Culcea personal, șef al miliției din vremea respectivă, împreună cu mulți criminaliști considerați atunci a fi de elită. Când au ajuns la fața locului, anchetatorii au constatat că încă de la intrarea în curte, totul era pătat de sânge. Gardul, trunchiul copacului, alea, frunzele florilor și intrarea în casă. Înăuntru, prăpăd, femei goale, sânge, moarte. Două bătrâne, Aneta și Elisabeta Vasiliu, mamă și fiică, dezbrăcate, pline de sânge, cu urme de mușcături în jurul gurii, cu tăieturi pe sâni și pe tot corpul. Lângă cadavre, un topor. Arma crimei. După primele cercetări, milițienii au stabilit că bătrânele au murit în urma torturii la care au fost supuse de agresor. Criminalul le-a chinuit ore în șir. Printre altele, le-a introdus coada toporului în vagin și în anus. Când a fost găsită, una dintre victime, femeia mai tânără, Elisabeta, avea pe față un intestin, despre care anchetatorii au crezut inițial că ar fi de găină. Medicii legiști au stabilit însă că mațul este în realitate intestinul gros al Elisabetei. În abdomenul Anetei, legiștii au găsit un săpun de toaletă. Marin Grigoriu, nepotul vârstnicelor, își amintește ce a văzut în momentul în care a intrat în casa morții. Citez. Bunica, Aneta Vasiliu, nu putea merge din cauza unei fracturi de bazin și stătea numai în casă. Într-o dimineață veneam din piață și am trecut pe la ele. Am strigat la poartă, dar nimic. Mi s-a părut ciudat că era încuiată, cu toate că era trecut de ora 8. Am sărit gardul și când am intrat în camera lor, am rămas încremenit de imaginea pe care o aveam în fața ochilor. Bunica era în patul ei, iar lângă celălalt pat, pe jos, era mătușa mea, dezbrăcată și cu chipul schimonosit de spaimă. Era și ea plină de sânge, cu un topor însângerat alături. Își amintește și acum, înspăimântat, nepotul femeilor omorâte. Și, citesc din nou, nu știu dacă am stat 5 secunde în cameră. Am ieșit repede, am sărit gardul și m-am dus la o verișoară de-a mamei, căreia i-am spus ce am văzut. Am anunțat și miliția între timp. Lumea se adunase deja la casa mătușii. Își continuă istorisirea Marin Grigoriu. Inițial, Grigoriu, evident, a fost considerat principalul suspect. Timp de 8 luni a fost chemat în fiecare zi la miliție pentru declarații.
Citez. Ancheta a început imediat. Vă dați seama prin ce am trecut până când l-au prins pe criminal. Am fost pus pe drumuri zi de zi la miliție. Se ajunsese în situația în care eu eram cel bănuit de fapta aceasta nenorocită. Încercau să se găsească tot felul de legături între mine și omor. Acum îmi dau seama că am făcut foarte bine că am ieșit imediat din casă și am fugit la rudele mele. Dacă mai stăteam un pic și lăsam urme acolo, mă puteau acuza, mai spune Marin Grigoriu. Au trecut luni de la tragedie și poliția încă nu făcuse niciun arest. Teama gălățenilor creștea exponențial în intensitate, știind că printre ei se plimbă nestingherit un criminal feroce. Nici chiar Cantemir Rișcuței, doctor antropolog, nu a putut ajuta la identificarea agresorului. Rișcuței a întocmit 3 portrete robot pe baza mușcăturilor de pe fața femeilor. În zadar însă. A fost chemat la Galați chiar și Traian Tandim, unul dintre cei mai buni criminaliști din România acelor timpuri. După 11 luni de la comiterea dublei crime, pe 13 februarie 1981, două femei de pe strada Călinului au anunțat miliția că un tânăr a intrat peste ele în casă. Marin Grigoriu își amintește următoarele, citez. A intrat în casă peste alte femei și acestea în vârstă și singure. Una dintre ele l-a recunoscut în lumina lunii și i-ar fi zis, tu ești George? Iar el a răspuns, da, aveți noroc că m-ați recunoscut, că altfel pățeați și voi ce au pățit celelalte două. Acestea sunt chiar vorbele lui din proces, a încheiat citatul. În scurt timp, polițiștii l-au reținut pe George Moise, în vârstă de 26 de ani, angajat al societății de transport local din vremea respectivă. Pus în fața probelor preluate de la fața locului în urmă cu aproape un an, tânărul a manifestat un comportament din care anchetatorii au tras concluzia că îl au în fața lor pe criminal. În cele din urmă, suspectul și-a recunoscut cu nonșalanță faptele și a spus că așa a simțit că trebuie să facă în acel moment. Raportul psihologic consemnează că ucigașul suferea de tulburări de personalitate frecvente. În cele din urmă, criminalul a fost condamnat la detenție pe viață. O fi murit, o fi liber cu atâtea grațieri după Revoluție, nu se știe. Astăzi, dacă trăiește, criminalul ar avea 57 de ani și ar fi în deplină putere. Publicațiile comuniste nu au scris despre această oroare. Ziarele din perioada aceea nu aveau voie să scrie despre astfel de atrocități, ca să nu dea idei, dar mai ales ca nu cumva să fie afectată imaginea comunismului. Dar, după Revoluție, presa a făcut public dosarul și l-a dezbătut pe larg. Cartierul de case de pe strada Gladiolelor a fost făcut una cu pământul. În locul caselor s-au ridicat blocuri, ai căror locatari este posibil să nu știe că locuiesc deasupra unui pământ pătat de sânge, durere și groază. Puțini dintre cei care locuiesc în zonă își mai amintesc despre tragedia din urmă cu mai bine de 40 de ani. Cine circulă prin Galați cu mijloace de transport în comun de tip maxi-taxi știe că, la un moment dat, dacă vrea să coboare, trebuie să strige către șofer la următoarea stație, la două babe. Este doar o expresie pe care oamenii au memorat-o ca pe o poreclă a zonei, fără să aibă habar cei mai mulți dintre ei de unde provine. Citez. Acest nume era fixat în conștiința localnicilor în momentul în care au fost construite blocurile. Întâmplarea respectivă a fost una mult prea sadică. Din acest motiv, dăinuie în mintea tuturor. Sunt terminologii care rămân pentru totdeauna. Le folosim cu toții, însă foarte puțin știu ce înseamnă și de unde provin, spune Cristian Căldăraru, director al Muzeului de Istorie. Unul dintre cei care încă își mai amintesc de această poveste este Nicolae Lepădatu, în vârstă de 68 de ani. Citez. Locuiesc aici de 45 de ani. Erau doar două blocuri în zonă, restul case. Chiar aici a fost casa femeilor, cu grădina cu animale în curte, unde este acum blocul P1A.
Mi-aduc aminte că un bărbat le-a violat și apoi le-a omorât. Puțin de aici, din zonă, mai știu povestea. Imediat după asta au fost dărâmate casele. Au venit cu buldozerele și au ras tot, povestește bărbatul. Ce cred eu despre această tragedie? Nu e nimic de crezut în legătură cu acest caz. Lucrurile sunt clare în privința celor întâmplate aici. Sexualitatea umană este deosebit de complexă. Foarte multe crime sunt motivate sexual. Care este explicația? Există o legătură între instinctul sexual și instinctul criminal. Legătură pe care știința, medicina, o explică în felul următor. Cercetătorii au analizat relațiile dintre hormoni, cum ar fi testosteronul și cortizolul, și comportamentul criminal. Testosteronul este un hormon sexual produs de organele sexuale care influențează dezvoltarea caracteristicilor masculine. Studiile pe animale au demonstrat că există legături strânse între nivelul de testosteron și comportamentul agresiv. Măsurarea testosteronului în rândul deținuților din penitenciare a demonstrat de asemenea prezența unor cantități ridicate comparativ cu restul populației. Cortizolul, la rândul său, este asociat cu un comportament criminal. Nivelurile crescute de cortizol duc la creșterea cantității de glucoză în creier pentru obținerea unui plus de energie, situație întâlnită în momentele de stres sau resimțire a unui pericol. Persoanele ce prezintă un nivel ridicat de cortizol au atenția mult mai bine dezvoltată și sunt mai active fizic. Pe de altă parte, nivelul scăzut de cortizol este asociat persoanelor cu probleme de concentrare, activități fizice reduse și deseori comportament antisocial, inclusiv agresiv. Studiile pe adulții violenți au relevat un nivel scăzut de cortizol. Freud, la rândul său, spune că actul criminal este o satisfacere a unor dorințe refulate, constând în încălcarea taburilor, și că are o origine instinctuală. Neurologul afirmă în Totem și Tabu următoarele. Legea nu interzice omului decât ceea ce el ar fi capabil să facă sub presiunea unora dintre instinctele sale. Dacă nu ar exista înclinații rele, nu ar exista crime. Iar dacă nu ar exista crime, ce nevoie ar fi să le interzicem? Am încheiat citatul. Inhibarea instinctului sexual sau neputința de satisfacere a instinctului sexual poate refula în acest mod. Și de foarte multe ori, chiar în acest mod refulează. Dar aceasta este o discuție deosebit de delicată și deosebit de complexă, pe care, evident, nu o putem purta acum. Atât pentru astăzi, este un clip scurt, dar din păcate acestea sunt toate informațiile publice în legătură cu acest caz. Mulțumesc din suflet tuturor acelora dintre dumneavoastră care ați înțeles că sunt foarte importante pentru algoritmul YouTube comentariile și care atunci când nu aveți nimic de spus sau nu vreți să spuneți nimic în legătură cu cazul prezentat în clip, lăsați în comentarii un cuvânt sau un salut sau un emoticon. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc de asemenea tuturor acelora dintre dumneavoastră care vă abonați. Este deosebit de important să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Îmi oferă mie un motiv să continui. Mulțumesc!